La doar 14 ani, tânărul Rudolf Christian Karl Diesel scria părinților săi o scrisoare prin care le spunea că vrea să devină inginer. La un secol jumate distanță, motoarele care îi poartă numele motoarele Diesel ajung să fie mai că peste tot în lume, de la buldozeri și locomotive la iahturi și marșuci. Infinite recunoștințe avem noi pentru contribuția domnului Diesel la progresul tehnico-științific. Și când spun noi, vreau să am în vedere toată lumea, doar că, din păcate, în continuare, în Moldova există foarte mulți oameni care, atunci când pornesc la drum, uită să strochească cu aghiazma motorul și astfel sunt supuși unui risc major de a fi loviți de năpastă atunci când conduc un auto. Ce legătură au motoarele și sfinții, vă află imediat. Bună ziua, precucernici și preacuminți slujitori ai Domnului nostru Andrei Mulocă. Eu mă numesc preotul Antilohie Bularim, sunt de la Biserica Sfânta Transmisie din Capitala și astăzi vin să vă lămuresc o neliniște. Așadar, săptămâna trecută un sobor de preoți în frunte cu Marin Ciș, eu în piscină din puțe, mi-a pin... Doamne păzăști, și apărea. Așadar, săptămâna trecută, un sobor de preoți în frunte cu preotul Marin Ciș au sfințit 36 de ambulanțe noi, destinate stațiilor de asistență medicală de urgență. Ambulanțe noi, moderne, dotate cu echipament de ultimă generație, care costă 73.000 de euro. Ambulanțe noi, sfințite de preoți. Și bineînțeles că voi vă întrebați... Mamă, huiat! Hai să vă explic eu de ce. Medicii pleacă din țară, corect? Și atunci, cine salvează vieți? Cine rămâne în schimb? În schimb rămân cu ochii. Iată tu, frate păcătos, tu ai nevoie de asistență medicală urgentă? Sau poate tu ai nevoie de asistență medicală urgentă și sfințită? Tu vrei să salvezi vieți omenești cu o mașină simplă Mercedes? Sau tu vrei plus 10 km la oră, plus 30 de ani garanție la oglinzi și la babuhă, plus 50 de volți la plus 50 de volți, a? Ce vrei tu? Bine, asta am înțeles, spuneți voi, dar părinte Pularim, de ce acum au fost sfințite aceste 36 de ambulanțe noi nemțești, dar mai de mult n-au fost sfințite acele 69 de ambulanțe rusești? 36 de ambulanțe Mercedes sfințite, 69 de ambulanțe Sobol nesfințite. Asta e neliniștea voastră, da? Bun, hai să vedem, stimați noreași, hai că eu azi am răbdare cu voi. Ce înseamnă cuvântul Sobol? Sobol este animal din pădure, cu blană, te încălzește, animal de la bunul Dumnezeu. Cum poți sfinți ceva ce Dumnezeu ți-a dat? Cum poți sfinți un animal? Imposibil. Ții minte bunia lui Efim venea mort bat acasă și bunica Șura îi striga din prag: Animalul și el! Și el adormea practic ca un înger îngeras sfințit ce era el, direct cu fața în glod, rostogolindu-se. Pentru că animalul ăsta deja înseamnă sfințit, n-are rost să sfințești ceva ce este de la bunul Dumnezeu. Mai departe mergem, dar ce înseamnă Mercedes? Ia gândiți-vă, Mercedes din franceză înseamnă mère, adică mama mea, mère, sedes en copac, adică sedes cu un copac, adică mama sedește copac. Dar tata cu ce se ocupă? Au nu cumva tata ignoră familia și sodomizează undeva cu niște bărbați cu burta goală într-un garaj la Buicani? Tfu! Voi asta doriți? Sau poate vreți ca aceste mașini împreună cu ele să aducă... Un pic de... Germania aici, în Republica Moldova. Mie, în mare parte, îmi place prim-ministrul nostru în formă de ou, dar de data asta chiar a dat-o în bară. Ce vrea el să aducem noi din Germania? Trenuri roșii și lungi, parcuri verzi, drumuri bune pe care oamenii fug de propriile responsabilități? A? Iată de ce au fost nevoie să sfințim mașinile nemțești, spre deosebire de cele rusești. Plus la asta, mașini rusești erau 69. 69 astea toți cunosc, cifra dragostei, de la bunul Dumnezeu. Dar 36, mașini nemțești, 3 plus 6 egal 9, 9 are 4 litri, 9 plus 4, 13, 13 înseamnă mâța neagră trece drumul, schi că luăm un cap de bine. Stimați noriași, sper că am pus capăt neliniștii voastre în acest caz. Și vă rog, dacă mai vedeți 10-20 de bărbați care strochesc cu apă din robinet, ambulanță sau automat de la Ministerul Afacerilor Interne, nu săriți ca fripții. Cum altfel să ne justificăm noi existența în secolul 21? Voi ce vreți, preoții să fie lideri spirituali de comunitate? Voi vreți preoții să unească oamenii și să nu-i dezbine? Hai lăsați-mă cu prostologiile astea! Mai scurt, dacă mai aveți întrebări de ordin științific, profesional, casnic, tot ce vă frământă, adresați mai jos în comentarii, iar noi am putea, dacă emisiunea Lumina, bineînțeles, că ne oferă acest lux, să ne revedem cu o altă ocazie. Iar dacă v-a plăcut acest video, vă rog să-i dați un share, ca să afli cât mai mult lumii, că Lumina trebuie văzută având ochii deschiși, dar nu acoperiți de sutană. Al vostru, Antilohie Pularim, preot la Biserica Sfânta Transmisie din Capitală. Arrivederi! Arrivederi! Și cum a spus, la revedere! Hai, intrate! La revedere! Opa, înseamnă!
mulțumesc și eu dumneavoastră tuturor care au fost aici foarte activi, ne-au susținut prin lozinci, cu prezența, dar și celor care au întins această horă frumoasă aici și acestor minunați copilași.